Grav în Popeșle, Ordeni, un șofer care circula cu viteză s-a izbit puternic de peretele unei pizzerii. Martorii spun că bărbatul ar fi pierdut controlul volanului din cauza drumului alunecos. El se afla în mașină cu alte două persoane care au fost rănite. Salvatorii sosiți la fața locului le-au acordat primul ajutor imediat, apoi cei doi răniți au fost transportați la spitalul Bagdasar Arsenii.